În urma pichetării nu am câștigat nimic. Încă mai așteptăm să fim primiți de parlamentarii noștri care au promis că urmează să avem o întâlnire cu toți liderii de sindicat. Dar m-am gândit și am și întrebat atunci când ne-am întâlnit cu domnul Dumitru dacă sunt de acord să le facem diverse propuneri legislative și m-am gândit pentru viitor să le scriu la toți parlamentarii de Dâmbovița și să le trimit proiecte de legi pe care să le susțină în Parlament în vederea îmbunătățirii activității Poliției Române, având în vedere că dumnealor le este mai la îndemână decât circuitul anevoios pe care l-au uneori legile noastre. Vom ieși în stradă pe 27 împreună cu toate confederațiile sindicale. Deja la nivelul județului Dâmbovița peste 120 de polițiști și-au anunțat participarea, având în vedere că suntem și aproape de capitală, toți polițiștii și personal civil care sunt liberi miercuri vor participa la marele mit în care va avea loc acolo. Nu am obținut absolut nimic. În primul rând, n-am fost tratați ca atare. De ce spun că n-am fost tratați cum se cuvine? Întrucât n-am beneficiat de prezența niciunui parlamentar din județul Dâmbovița, așa că a fost un eșec total demersul nostru și pichetarea sediului PDL-ului, pentru că însuși modul de a aborda relațiile dintre sindicate și conducerea județeană a Partidului Democrat ne-a dat de înțeles că nu suntem băgați în seamă. Nu interesează doleanțele și durerile salariaților atât din sectorul bugetar cât și din sectorul privat. Administrația publică, care cred că are nivelul de salarii cel mai jos, vor participa în număr destul de consistent, fără a perturba activitatea din instituțiile, din primării, din servicii publice și crezând și sperăm că prin această manifestare amplă care va avea loc în 27 la București, vom fi auziți și vom avea și rezultate. Rezultatele care să stopeze odată activitatea sindicală de protest și să beneficiem de drepturile care ni se cuvin. Fac o precizare foarte importantă atât pentru postul de televiziune pe care la care sunteți angajați, mă refer la Alt Press, că timp de 2 ani de zile eu nu am avut nicio întâlnire cu niciun reprezentant al Parlamentului României din arcul guvernamental. Deci acest lucru spune foarte mult. Eu cred că parlamentarii au plecat pe un drum greșit. Ei nu sunt aleși de partide. Ei sunt aleși pe lista votului uninominal. Ca atare, ei nu trebuie să reprezinte interesele partidului în Parlamentul României. Ei trebuie să reprezinte interesele colectivităților, interesele celor care i-au ales. Ca atare, noi putem spune că suntem foarte, foarte supărați pe parlamentarii de Dâmbovița ai puterii, care n-au făcut absolut nimic în județul Dâmbovița pentru a găsi o soluție să ieșim din această criză dezastroasă în care ne aflăm, atât din punct de vedere social, cât și economic. Nu mai discutăm de criza politică. Dumneavoastră ați văzut cu ce ne confruntăm astăzi. Eu cred că după atâtea forme și mijloace de luptă sindicală pe care le-am aplicat până în momentul de față, nu am ajuns la nicio idee de a schimba ceva în folosul celor mulți. Am ajuns la ideea că se poate schimba tot în folosul lor, pentru că dumneavoastră ați văzut foarte bine ce salarii sunt în administrația publică și de ce nu? Chiar în Ministerul de Interne au salarii de mizerie și au o activitate destul de delicată la care guvernanții tratează cu indiferență. În aceste condiții, plecând de la premisa veniturilor din administrația publică, putem afirma că ei sunt indiferenți. Vă dați seama în ce situație ne aflăm. Pentru ei este ușor, pentru că ei nu stau în aceste venituri de nimica. Ei au alte dedesubturi, au alte afaceri. La ei poate să dureze criza încă 10 ani de aici încolo, pentru că nu va simți criza. În aceste condiții, epuizând toate formele de luptă sindicală, singura acțiune care a mai rămas, meetingul din data de 27. Eu cred că va fi un meeting
de mare amploare, un meeting la care vor participa numai din Dâmbovița, pot spune, mii de oameni, peste 3-4 mii de oameni vor fi plecați din Târgoviște, din județul Dâmbovița, pentru a-și solicita revendicările lor de natură socială și, de ce nu, și de altă natură, pentru că la acest meeting al nostru, care va fi organizat de Mișcarea Sindicală, vor fi prezenți și alte structuri socioprofesionale, mă refer, vor fi prezenți pensionari, vor fi prezenți șomeri, vor fi prezenți oameni care se află în disperare, care nu mai pot să facă față la cheltuielile cu care se confruntă de la o zi la alta. Deci putem spune că va fi cel mai mare meeting al mișcării sindicale după 90, la care guvernanții va trebui să înțeleagă că nu au altă cale decât să treacă la lucruri concrete și, de ce nu, situația este dramatică. Noi nu putem să rezolvăm problemele economico-sociale astăzi în România cu asemenea guvern, care suntem tratați cu indiferență. Deci nu mai are loc dialog social, nu mai are loc discuții constructive de a ieși din această criză, de a găsi soluții optime, atât pentru economie, cât și pentru viața de zi cu zi. De vreo un an și jumătate, aproape 2 ani, nu obținem nimic. Dar noi suntem perseverenți, așa că ne vom duce lupta mai departe și de fiecare dată, dacă nu ai măcar speranța că vei reuși, atunci nu mai lupți. Dar cu actuala putere, de fiecare dată când încercăm măcar un dialog, totul este vorbă în vânt, vorbe de șarte. Deci nu am obținut absolut nimic și sperăm ca pe meeting, în urma meeting-ului de pe 27, guvernul să-și ia catrafusele să se ducă, să facă ce-or știe mai bine și să ne lase în pace. Sperăm să mobilizăm peste 80.000 de oameni și să blocăm Bucureștiul, să tragem un semnal de alarmă. Probabil nu s-or strânge 5 milioane cât vrea domnul Băsescu, pentru că fizic este imposibil să mobilizezi 5 milioane de oameni, că atât a zis dânsul că ar fi necesar ca să-l sensibilizeze. Probabil are anumite părți destul de groase pentru a fi sensibilizate. Glumesc, desigur. Deci suntem în continuare în lupta sindicală, sperăm ca întotdeauna să putem schimba ceva. Noi ne ducem crucea până la capăt. Se pare că, cu toate că răbdarea este la capăt, unii o lungesc această suferință a lor. Se poate și mai rău, ferească Dumnezeu, dar noi vrem să se poată și mai bine. Și sperăm că o să se poată și mai bine. Cu altcineva care știe cum funcționează jucăria. Deocamdată, actualmente, guvernanții noștri și executivul ne-au făcut dovada că nu prea știu cum funcționează această jucărie numită guvernare. Nu prea știe cum să se... Și cred că au stricat-o de tot. Poate nu e timpul pierdut ca altcineva să o ia și să o dragă și să o facă să funcționeze cum trebuie.